Pentru că era foarte drăguță când era mică, principesa Margareta a fost poreclită chiar de regele Mihai Bani, iepuraș. Sora alteței sale regale, principesa Elena, îi mai spune și astăzi așa. Pornind de la amintirile principesei Margareta și apelând la documente, fotografii, obiecte personale și lucruri ce fac parte din colecția regală, Sandra Gătejanu Gheorghe a scris o carte volum despre copilăria și adolescența principesei moștenitoare, despre studii, viața de familie, fundația care îi poartă numele și ceea ce a învățat să facă în folosul României. Cartea este un regal al amintirilor. Principesa adoră pozele de când era mică, cele mai multe făcute chiar de tatăl ei. Alteța sa regală a întâlnit undeva în jurul vârstei de 3 ani, 3 ani și jumătate, pentru prima dată pe regina Elisabeta a II-a Marii Britanii. Întâlnirea s-a produs după ce regina Ana a povestit principesei moștenitoare cum ar trebui să se comporte la întâlnirea respectivă, că ar trebui să facă o reverență, însă de emoție alteța sa regală a uitat. Principesa Margareta este sociolog, a lucrat în Anglia în cercetare și majoritatea colegilor ei de facultate se află astăzi la conducerea Marii Britanii. În carte aflăm și că în momente în care familia regală o ducea foarte greu, principesele Margareta și Elena i-au spus regelui Mihai că au găsit o soluție salvatoare. Știu că e foarte greu pentru voi și vrem să vă ajutăm cu economia să nu mai mergem la școală. Cum a reacționat majestatea asta? Au spus că e foarte drăguță din partea noastră, dar putem încă să suportăm asta. Din volumul care este dedicat, principesei îi place cel mai mult partea legată de cei peste 25 de ani de când se află în România, pentru că aici simte că este o ființă întreagă.